Comisia Europeană a propus suspendarea parțială a unor sume din tranșa a treia de banii din PNRR, măsura vine după ce guvernul condus de Marcel Ciolacu nu a îndeplinit toate țintele asumate pentru această cerere de plată. Comisia a constatat că nu au fost atinse șase jaloane. Nicolae Ciuc a cerut explicații după anunțul Comisiei Europene în legătură cu suspendarea parțială a banilor din PNRR. Președintele PNL a subliniat că decizia a venit exact când trebuia să înceapă proiectarea bugetului de anul viitor. PNL a rămas la guvernare după ruperea coaliției pentru că alternativa este haosul, subliniază Virgil Popescu. Postul ministru aflat acum în Parlamentul European a declarat că electoratul PNL înțelege acest lucru și a readus în discuție nevoia unei viitoare coaliții de dreapta. PNL București a validat lista candidaților pentru alegerile parlamentare. Actualul ministru al energiei, Sebastian Burduja, este primul la Camera Deputaților, în timp ce postul ministru al educației, Sorin Câmpeanu, va deschide lista pentru Senat. Comisia Europeană a propus suspendarea parțială a unor sume din tranșa a treia de banii din PNRR. Măsura vine după ce guvernul condus de Marcel Ciolacu nu a îndeplinit toate țintele asumate pentru această cerere de plată. Comisia a constatat că nu au fost atinse șase jaloane vizând reforme ale guvernanței întreprinderilor de stat, investiții în domeniul transporturilor și reforma regimului fiscal al micro-întreprinderilor. După plata parțială, România va avea la dispoziție șase luni pentru a îndeplini măsurile restante. Ministrul Proiectelor Europene, Adrian Căciu, a declarat că au fost încasate deja aproape 650 de milioane de euro din totalul de 2,7 miliarde disponibile în tranșa a treia și a dat asigurării că România va încasa totuși o mare parte din acești bani. Nicolae Ciuc a cerut explicații după anunțul Comisiei Europene în legătură cu suspendarea parțială a banilor din PNRR. Președintele PNL a subliniat că decizia a venit exact când trebuia să înceapă proiectarea bugetului de anul viitor. Am văzut răspunsul Comisiei Europene pentru cererea de plată numărul 3 din PNRR. Ceea ce a anunțat Comisia astăzi nu este deloc similar cu ceea ce ne-a zis public domnul Ciolacu despre riscul de a pierde banii din PNRR. Cel mai grav este că această veste ne lovește tocmai când aveam nevoie să știm cum să proiectăm bugetul pentru anul 2025. Îi cer domnului Ciolacu să explice de urgență ce va face pentru ca România să nu piardă cele aproximativ 1,1 miliarde de euro din PNRR. Prim-ministrul are responsabilitatea de a prezenta un plan foarte clar despre cum îndeplinim jaloanele restante din PNRR. Întrucât cunosc PSD-ul și pe domnul Ciolacu, mi-aș dori să nu amâne măsurile necesare pentru a nu pierde banii europeni, așa cum a fost înțelegerea atunci când aveam dialog. Reacția liderului PNL vine după ce executivul european a constatat că guvernul condus de Marcel Ciolacu are șase jaloane restante pentru cererea de plată 3 din PNRR. Concret, probleme sunt la numirile din companiile de stat, la investițiile din transporturi, dar și cu reforma regimului fiscal al micro-întreprinderilor. De la Palatul Victoria, premierul Marcel Ciolacu a transmis că va recupera întârzierile din PNRR până la sfârșitul anului. Deși urmează o campanie electorală, prioritatea noastră este în următoarele două luni să recuperăm întârzierile și să salvăm toți banii din PNRR. Oamenii așteaptă de la noi soluții și vor să vadă lideri care își asumă răspunderea, nu care stau pe margine și critică. Eu îmi voi asuma să iau acele decizii care să aducă în România toți banii din PNRR. Premierul a anunțat că guvernul a ajuns la un acord cu Comisia Europeană pe planul fiscal necesar pentru reducerea deficitului bugetar. Marcel Ciolacu a promis că executivul va continua să investească masiv în economie și infrastructură. Am ajuns la o înțelegere cu Comisia Europeană cu privire la planul fiscal. Este esențial că experții Comisiei au fost de acord că România are nevoie de o perioadă de șapte ani în care să facă investiții masive în economie. Doar astfel vom ajunge la media Uniunii Europene în privința dezvoltării, a veniturilor cetățenilor și a nivelului de trai în general. Există și un acord asupra ideii că dacă deficitul este mai mic decât investițiile, atunci suntem pe o traiectorie sănătoasă. Evident că, în paralel, statul trebuie să facă un efort de a reduce cheltuielile, astfel ca echilibru economic să consolideze în următorii ani. Prin urmare, investițiile vor crește în următorii ani și vom continua să investim masiv în economie și în infrastructură. Guvernul a renegociat la Bruxelles o perioadă mai lungă de timp pentru revenirea înăținta de deficit bugetar sub 3% din PIB. Potrivit documentelor obținute de presă, România își va asuma un deficit sub Praga abia în 2031. La final de septembrie, Consiliul Fiscal estima că guvernul va încheia anul în curs cu un deficit de 8%. La rectificarea din septembrie, executivul prognoza un deficit de 6,9% din PIB pe final de an. Trebuie precizat că fără un acord cu Bruxelles, România riscă să nu mai primească banii europeni. Toate produsele procesate în România vor avea daosul comercial plafonat. Ministrul Agriculturii a anunțat că se lucrează în prezent la o ordonanță de urgență. Proiectul va fi pus în dezbatere în perioada următoare, a adăugat Florin Barbu. Între timp, discuțiile autorităților cu procesatorii și cu marile lanțuri de magazine continuă. Ministrul nu crede că o astfel de măsură va avea un impact negativ, ba chiar susține că, din datele sale, profiturile au crescut odată cu primele plafonări decise. Nu mă tem deloc! Că piața va fi destabilizată. Pentru că, atunci când Ministerul Agriculturii a pus în transparență prima ordonanță. Foarte mulți analiști economici, foarte mulți retaileri spuneau că va fi penurie de alimente, că această ordonanță nu-și va produce efectele, însă aceasta a produs efecte, lucru spus de către Consiliul Concurenței. Mai mult de atât s-a dublat vânzarea acestor produse, inflația în România în sistemul agroalimentar era undeva la 10,9%, iar în momentul de față la aproape 4,5%, a declarat Barbu. PNL a rămas la guvernare după ruperea coaliției pentru că alternativa este haosul, subliniază Virgil Popescu. Fostul ministru aflat acum în Parlamentul European a declarat într-o emisiune la Prima News că electoratul PNL înțelege acest lucru și a readus în discuție nevoia unei viitoare coaliții de dreapta. Tot timpul mi-am dorit să guvernăm într-un guvern de dreapta. Am încercat acest guvern cu USR. Sper ca în urma alegerilor parlamentare să ne numărăm și dreapta să poată să facă o guvernare, a spus Popescu. El a adăugat că PNL își va lansa curând programul de guvernare la care a contribuit și el. Cât despre un premier PNL, eurodeputatul a spus că știe colegi foarte calificați pentru această funcție, făcând referire la Ilie Bolojan, pe care îl consideră un administrator de excepție. PNL București a validat lista candidaților pentru alegerile parlamentare. Actualul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, este primul la Camera Deputaților, în timp ce fostul ministru al Educației, Sorin Câmpeanu, va deschide lista pentru Senat. După votul din Biroul Politic Național al PNL, Burduja le-a mulțumit colegilor care l-au sprijinit. Împreună vom continua să construim România viitorului, care trebuie să fie în 3D. Democratică, dezvoltată și demnă, a scris liderul PNL București într-un mesaj postat pe Facebook. Burduja a adăugat că în perioada următoare va fi lansat programul de guvernare al PNL, ce cuprinde inclusiv priorități pentru București. Ordinea partidelor pe buletinele de vot de la alegerile parlamentare din diaspora a fost trasă la sorții de bec. Lista este deschisă de USR, urmează Forța Dreptei și UDMR. Pe patru vor fi candidații PNL urmați de cei de la PSD și cei de la AUR, în total, 18 partide politice se vor regăsi pe buletinele de vot, la fel și candidații organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, iar ultimele două poziții, 38 și 39, sunt ocupate de doi candidați independenți. Vă reamintim, alegerile parlamentare vor avea loc pe 1 decembrie atât în diaspora cât și în țară. Mihai Tudose ia apărarea șefului de partid și pune tunurile pe Mircea Joană. Eurodeputatul a reacționat după ce Joană l-a ironizat pe Marcel Ciolacu pentru că a recunoscut că face meditații la economie și a declarat că nu l-ar numi premier dacă el ar câștiga alegerile prezidențiale. Domnul Mircea Joană, la el întrebările sau declarat din cu dacă eu sunt convins că el nu va avea această problemă de care să să-l pună în situația foarte, foarte delicată să aibă această responsabilitate, să numească el prim-ministru, fiindcă, după cum ați văzut, toate sondajele, toate sondajele și inclusiv opinia publică și pe stradă, cu 7-8% n-ai cum să numești prim-ministru. În rest, atacurile la domnul Ciolacu, el fiind domnul Geanu, mare specialist în economie, da? Domnul Ciolacu a spus că face consultații și ea sfaturi economice de la Florin Georgescu sau de la domnul Socol ne mai aminte cu toții cam de unde își lua domnul Gian informațiile despre la domnul, Vântul, despre domnul vântu, care s-a dus, la, la vântul așa, și despre Evanghelie, despre, la domnul Evanghelie, despre economia de piață, probabil fiind vorba despre piața din Ferentari. Atacul nu s-a oprit aici, însă eurodeputatul social-democrat a devenit mult prea plastic. E ridicol de la un cap la altul. Noua clasă politică, el care știți, mă iutați, nu pot să spun exact din cam fost... ce clădire de aia Ferina Roșu a ieșit să dă virgină acum. Haideți! Elena Alasconi, agafat din nou, șefa useriștilor, vrea să conducă țara, dar nu știe economie. Întrebată într-o conferință de presă despre poziția partidului său în legătură cu impozitul pe venitul global pe gospodărie, userista a avut o ezitare vizibilă și a vorbit despre impozitele pe terenuri și clădiri. În spațiul public se discută despre impozitul global pe, de pe gospodărie. Este un subiect apărut recent. Surse guvernamentale spun că se va discuta de anul viitor în noul Parlament care este poziția USR-ului. Să ne spuneți dumneavoastră. Vă Rog, la, acest da, eu nu, și de când sunt primar, impozitele, dacă vă referiți la impozitele pe clădiri și terenul ale oamenilor, nu, dar pe, pe partea economică, noi susținem cota unică, 100%. Impozitul global pe gospodărie. V-am comunicat. Ne-ați spus despre clădiri, asta înseamnă veniturile familiei. Mulțumesc frumos! Mulțumim. Mersi! Acest moment a fost văzut de mulți drept o gafă semnificativă. Odată cu apropierea alegerilor, candidații la funcția supremă în stat sunt evaluați din ce în ce mai atent. Impozitul pe venitul global pe gospodărie este, de fapt, o impozitare progresivă. Are la bază veniturile obținute de toți membrii unei gospodării cumulate și taxe pe anumite praguri, altfel spus, o alternativă la actuala impozitare a venitului cu o cotă unică de 10%. Ta. Condiții de lux pentru șeful Aur la pelerinajul de la Iași, și George Simion a zburat cu o aeronavă tarom. El a fost însoțit de patronul FCSB Gigi Becali. În timp ce zeci de mii de români s-au chinuit să ajungă din toate colțurile țării și au stat zeci de ore la cozi pentru a atinge racla cu moaștele Sfintei Parascheva, Simion și Becali au fost preluați de pe aeroport, în condiții de VIP. Lipsit de orice urmă de modestie sau de pioșenie, șeful Aur a fost transportat cu un bolid, iar la Catedrala Mitropolitană a asistat la slujbă, nu în rândul mulțimii, ci într-o tribună destinată special politicienilor. La Iași au mai fost prezenții și alți lideri de partid, dar și mai mulți candidați la alegerile prezidențiale. Unii și-au găsit loc printre pelerini, alții au ales tribuna VIP. PSD blochează în continuare modificarea pensiilor militare, reclamă Gabriel Andronache. Liderul deputaților PNL a subliniat că acestea nu au mai fost indexate de ani de zile. PSD continuă să blocheze proiectul PNL de modificare a pensiilor militarilor. Acum, după ce PSD a dat un termen de dezbatere în comisii nejustificat de lung, a mai inventat o nouă procedură și anume a blocat proiectul în biroul permanent, invocând faptul că ar trebui dat mai întâi un punct de vedere al Guvernului. Considerăm că este un nou mod de a tergiversa dezbaterea și adoptarea acestui proiect, sens în care PNL și grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților îi solicită prim-ministrului ca până mâine să transmită Camerei Deputaților punctul de vedere. Nu suntem obligați în procedura parlamentară să ținem cont de punctul de vedere al Guvernului, fiind un punct de vedere consultativ. Andronache a mai precizat și că o astfel de procedură nu a mai fost aplicată până acum, deoarece comisiile puteau începe dezbaterea chiar dacă guvernul le nu transmitea punctul de vedere. Propaganda de la Kremlin încearcă prin orice mijloace posibile să împiedice aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Astfel de acțiuni s-au intensificat în ultima perioadă odată cu apropierea referendumului pentru modificarea Constituției și a alegerilor prezidențiale de duminica aceasta. Un astfel de caz de manipulare grosolană a avut loc chiar într-o biserică. Un preot ortodox afiliat Patriarhiei Moscovei le spune enoriașilor că democrația este un lucru rău pentru că acest cuvânt demos ar veni de la demoni. Afirmația este însă falsă, întrucât în limba greacă demos înseamnă popor. La începutul acestei luni, poliția din țara vecină a declarat că a descoperit o vastă schemă de cumpărare a voturilor prin care 15 milioane de dolari ar fi fost transferați din Rusia de către persoane legate de oligarhul fugar și fostul politician Ilan Shor. Ca răspuns la presupusa ingerință rusă, Uniunea Europeană a aprobat sancțiuni împotriva 5 persoane și a unei entități înainte de alegerile din Moldova. Naționala de fotbal a reușit a patra victorie consecutivă din Nations League și conduce detașat grupa. România a învins-o în deplasare pe Lituania cu 2 la 1. Adversarii au deschis rapid scorul în minutul 7 după un penalti controversat pentru un presupus Hens în Careu. Răzvan Marina a restabilit egalitatea 11 minute mai târziu, tot de la 11 metri și tot în urma unui hens. Denis Drăguș a marcat al doilea gol al tricolorilor în repriza secundă. La finalul partidei, selecționerul Mircea Lucescu s-a declarat mulțumit de jocul naționalei. Un meci extrem de dificil, mi-am și felicitat bă băieți pentru asta. Ei au făcut poate cel mai bun joc al lor din asta, pentru că și erau disperați, aveau nevoie de, de puncte și pentru a putea salva și a putea rămâne în Liga 3. Uh, un veci în care, sigur, din cauza, din cauza terenului și a faptului că ca la trei zile, s-a dus mai mult pe, pe aspectul ăsta fizic, în care eu puternici și uh, periculos. Eu zic că am făcut un meci bun, tactic, am jucat pentru a câștiga acest meci. Felicit băieții pentru capacitatea lor de a se dărui în joc. Au fost momente destul de dificile. Îmi pare bine că de data asta au fost niște contraste care le-am câștigat, altă dată le pierdeam. Victoria este extraordinară, trei puncte foarte importante. Urmează celelalte două jocuri în care vrem să jucăm la același nivel și cu același rezultate, cu același succes. Pentru că, până la urmă, din victorie se, se, se continuă entuziasmul și eu cred că băieții ăștia merită și felicitări pentru astea patru meciuri. România e lider în grupă cu 12 puncte din tot atâtea posibile. Urmează Kosovo cu 9 puncte, Cipru cu 3 și Lituania cu 0 puncte. Câștigătoarea grupei se califică automat în Liga B, dar poate beneficia și de o șansă în plus la barajul pentru mondial în funcție de parcursul din calificări. Naționala de tinerete s-a calificat a a patra oară consecutiv la campionatul european. Tricolorii Under-21 au învins-o cu 3-1 pe Elveția, pe stadionul Giulești din capitală. Aproximativ 9.000 de suporteri au fost în tribune. Ianis Stoica, atacantul celor de la Hermannstadt, a marcat dubla în prima repriză, iar Umit Akdag, jucătorul celor de la Toulouse, a înscris pentru prima dată la națională și a majorat scorul de pe tabelă la 3 la 1. Partida nu a fost însă lipsită de incidente. La jumătatea primei reprize, selecționerul Daniel Pancu a fost eliminat după ce a avut o ieșire extrem de nervoasă la adresa arbitrilor, a pătruns pe gazon și s-a îndreptat agresiv spre central, fiind ținut cu greu de jucătorii de rezervă. Pancu reclama un fault dur asupra lui Luis Munteanu. Ulterior, elvețienii au rămas în inferioritate după ce Jacques a văzut cartonașul roșu. Europeanul de tineret va avea loc anul viitor în Slovacia.